Salutare tuturor, eu sunt Alex și vă voi prezenta Z50, primul aparat mirrorless pentru începători al celor de la Nikon. Este un aparat care oferă foarte multe, dar înainte de a începe utilizarea lui avem 8 setări ce vă vor ajuta cu siguranță în practică. Mai ales în cazul în care doriți să editați imaginile, pentru o calitate excepțională vă recomand să fotografiați RAW plus JPEG. Ambele moduri vă ajută, primul pentru o editare de calitate, iar al doilea este util în cazul în care doriți să postați cât mai repede o imagine pe rețelele de socializare. Dezavantajul este că ocupă mult spațiu pe card. Sensibilitatea ISO. Ideal ar fi ca aceasta să fie cât mai scăzută, cu valori între 100 și 400. Însă există și situații când vă aflați într-un mediu dinamic cu schimbări de expunere, cum ar fi fotografia de stradă, iar în acest caz ISO Auto poate ajuta foarte mult. Pentru a vă bucura de o calitate bună a imaginii, vă recomand să modificați intervalul ISO pentru a evita apariția unui zgomot deranjant de imagine. El poate ajunge până la 51.200 maxim, dar asta nu înseamnă că este ok. Poți impune limite. Pentru asta trebuie să intrați în meniul cu cameră, mergeți la ISO Sensitivity Settings, apoi la Maximum Sensitivity, unde o putem coborî 3 stopuri până la 12.800 sau chiar 6.400. Balansul de alb în modul auto. Acesta nu produce neapărat de fiecare dată rezultatul așteptat, de aceea ideal ar fi să îl setăm de fiecare dată pe ce scenă este nevoie și să lăsăm pe auto doar atunci când suntem foarte grăbiți, iar temperatura de culoare din jurul nostru se modifică des, sau când oscilăm fotografierea outdoor cu cea indoor foarte rapid. Pentru a accesa rapid această funcție, apăsați butonul I, apoi White Balance, iar acolo selectați ce se potrivește situației de fotografiere. Video Profile. Este recomandabil, dacă vreți să modificați ulterior filmarea și să adăugați culori mai vii sau contrast mai mare, să filmați în profilul flat. Pentru asta, asigurați-vă că sunteți în modul video, apăsați butonul I și intrați pe Set Picture, de unde selectați flat. Wind Noise. Deși cu orice ocazie recomand folosirea unui microfon extern sau lavalieră pentru o calitate superioară a sunetului, există și momente în care nu aveți microfonul extern la voi și îl veți folosi pe cel intern. Deși funcția de Wind Noise este făcută să reducă zgomotele nedorite create de vânt, de multe ori pot exista fluctuații ale sunetului și de aceea ar fi ideal să îl opriți. Pentru acest lucru, apăsați butonul Menu, apoi intrați acolo unde e camera și dați în sus o dată. Acolo aveți Wind Noise Reduction, pe care îl treceți pe Off. My Menu. Odată ce ați început să vă obișnuiți cu anumite setări, unele dintre ele, poate mai ascunse, vor deveni și preferatele tale. Pentru a le accesa cât mai repede, utilizați My Menu, pe care îl găsiți chiar în meniu. Odată intrat acolo, aveți posibilitatea de a adăuga tot ce dorești. Iată, eu adaug Wind Cancellation. Customizarea butoanelor Function. Sunt cele două butoane de lângă montura obiectivului și sunt extrem de utile într-o folosire cât mai rapidă a funcțiilor tale preferate. Pentru customizarea lor, intrăm în Custom Settings, apoi la G2, Custom Controls, iar aici le dăm funcțiile pe care ni le dorim. iMenu, o altă superputere pe care o poți avea în customizarea funcțiilor aparatului tău, este să modifici setările pe care ți le oferă butonul pe care scrie I. Pentru aceasta vei intra tot la Custom Settings, dar de data asta la G1, unde vei avea posibilitatea să-ți așezi și alte setări de care vei avea nevoie. Acestea au fost 8 setări pentru a customiza Nikon Z50 și pentru a-ți face experiența cu acest mirrorless mai plăcută și ușoară. Dacă doriți să vă oferim și informații mai avansate despre acest produs, o puteți face printr-un comentariu la acest video. O zi inspirată vă doresc!